Jamilor, asta e poziția mea originală, din ADN. Nu va fi un vlog pe couch. Când nu vom mai putea ieși afară, nu vom mai face nici vloguri, așa că să dăm drumul la vlog, pentru că, așa cum vi-am spus de la început, vlogul ăsta este făcut să mă scoată din casă. Miau. Din nou cu bicicletele. Mega, mega tare. Like, subscribe pentru cei care nu v-ați abonat. Mergem la grădina. Da, după cum v-ați prins. Nu suntem obligați să stăm în casă. Încă. De aceea profităm. Ține calul. Dă-te-i. Direct. Ia uite-o. Ai văzut? Corona. Am luat-o. Deja, amilor, e aproape imposibil să eviți. Astăzi, din câte am văzut pe parcare, nu ar trebui să fie nima pe aici. S-ar putea să postăm acest vlog mai repede de vineri. Observi bucuria. Știi ce înseamnă asta? Baby. Cum te bucuri? Baby. Super. Dă-te să intru la mine în grădină. Nu mă ocupă călea. Ia uite-le cum ia. Cu bicicleta de fete, că nu mi-a umplat, nu mi-a umflat roțile. Eu am luat bicicleta ei. Uite-l pe alt frate. Crusty! Ales paleti! Hai, grüß Gott, hallo! Hallo, grüß Gott! Ja, wir würden gerne die Hand geben, aber jetzt, ich weiß nicht, ne? Wie war der Name? Helga. Helga. Schönes Wetter, gell? Ja, aber... Ist halt Arbeit, ne? Ist so, wir haben gesagt, dass wir auch da, ne? Jetzt kann man in Ruhe ab und zu ein Bier trinken. Passt schon. Je bine, je bine. Când deschid o bere, pentru că vlogul ăsta nu este bazat pe prea multă conversație. Bine am spus un prieten, nu aduc nu știu ce lumină. Jamilor, vă pupă jamul, iar canalul ăsta este bazat pe faptul că eu ies din casă, vă arăt puțin în bula, vă arăt puțin situația în bula mea de aer. Ați văzut, deci suntem blindați. În spate arată bine. Vlogul ăsta mă reține oarecum de la treabă, așa că, fără prea mult bla bla bla, am să vă pun un Bitulescu, care mie îmi place, B-boy style, pe acțiune, nu știu de ce dau cu chestia asta, deschid o bere, dăm drumul la săpat. Va fi un vlog scurt, de mijlocul săptămânii, gata, m-am hotărât de la intrare până acum, o să-l pun în mijlocul săptămânii, am timp. Să dăm drumul la beat-ul de care vorbeam. Flo, ia-o pe asta. Girls think I'm teddy bear. She holds me, hugs me, links the drama that she loves me. Ruffle playing like rugby.
Nu mai avem decât 20% baterie. Am luat numai un numai o baterie din 3. În Germania încă nu este închis tot. Avem voie să ieșim din casă cu anumite reguli. Amenzile sunt foarte, foarte mari. În vlogul viitor de vineri am să vă spun prețurile la amenzi în Germania. Trebuie să vă trimit puțin acasă să vă arăt modul de învățământ de acasă din Deutschland. Predau repede legătura și vă aduc înapoi pe tablă. Așa arată pagina de internet de aici, de pagina de internet școlară din Deutschland. Aici au materiile. Ce materie ai? Ce e asta? Matematică. Mate, germană am văzut, religie, engleză, ce mai e? Latunde, biologie. Geografie, biologie. Ok. Să facem niște aufgaben și după aia să corigăm. Ok. Ia, bagă-te într-un caiet, să le arăt lui Jean cum arată un caiet. Ce caiet? Asta ein Heft, era acolo scris. Ein Heft. Și cum scrii? Jean Miller, sunt foarte de acord cu acest sistem. Acesta va fi viitorul, din punctul meu de vedere. Din păcate, copiii n-o să mai poată socializa așa de fain, în drumul spre școală. În pauză, cu prietenii, jocuri, chestii. Pe de altă parte, copilul este mult mai ferit de prostiile care le învață la școală și copiii sunt puțin mai feriți. Pe de altă parte, acum mă gândesc, cu cât ferești copilul mai mult de lume, cu atâta va fi mai predispus la tot felul de chestii. Cu cât îl lași afară și relaxing, puțin sub geană, copilul este călit în viață. Pentru că vine un moment în care jămulicul va fi pe picioarele lui și dacă nu a trecut prin viață și prin toate prostiile care se întâmplă în viață, nu o să știe cum să deal cu ele, cum să dealuie cu ele când o să le întâlnească. Îți lipsesc prietenii? Fără prea mult bla bla bla, vă trimit înapoi în grădină. Nu-i se vede părul din nas? Andreea? Asta a fost modul de, sau ăsta este modul de învățământ care l-au aplicat autoritățile din Germania. Din ce spune Vanda, modul de învățământ din, sau site-urile din România sunt mult mai bune. Având în vedere că mama soacră este lucră în învățământ. Și nu numai, și nașa. Sunt vol, sănătate. Numai ca idee. Pentru cei care nu aveți copii, să vin mai aproape de voi. Pentru cei care nu aveți copii și vi se pare interesant, ok, băgați un like. Informativ. Asta este o căpciuni, cum spun. Căpciuni, spune geamul cel mic. O să le punem undeva. O să o pun în apă, sunt curios dacă își mai revine. Aia. Bamboclat. 20% baterie, dacă nu 14, abar nu am. Am pregătit locul în care vom face răsadurile. Aici suntem aproape gata. Încă nu suntem siguri ce vom planta și unde. Suntem începători, da. Dar măcar avem loc de joacă. Avem loc de joacă și ne mișcăm. Dar jamilor, ce îmi pare rău și mie și lui Șevanda, este că nu v-am putut prezenta orașul Tokyo, nici Shanghai-ul. Probabil în vlogul următor de vineri, când noi am fi fost deja de o săptămână în Asia, am să vă explic puțin care erau planurile noastre și ce am fi avut de gând să facem. Că dacă cu parcă, numai așa ca să vă faceți o idee de cum plănuim noi lucrurile. Am trecut de pe lederă,
pe Grună. Grună este berea locală. Instagram, Real Friends. Bă, că engleza ta e cea mai bună. Mulțumesc. Like, dă-i cu abo și dacă ești un jean foarte bun, abonează-te și pe Instagram. Postăm o dată, de două, de trei, de patru ori pe săptămână, în funcție de cum avem timp și nu ne scremem prea tare. Știți și voi, cu hârtia igienică e grele. Să vă arăt ce am făcut până acum. Partea asta am terminat-o și chestia asta. Mega tare, a? Lejerianu. Dacă vă întrebați de ce avem apă acolo, pentru păsări care fac baie. Așa o să vină straturile. Țac, 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 țac. Zilele astea o să le rupem și capul. Și nu suntem singurii care bagă. Și Bauerul a rupt aici terenul. Să ne băgăm aici în spate. Așa, amilor. Astea trei grădini. Grădinile astea trei sunt la fel ca noastră, lemnul ăsta. Ăsta o să-l bag pe foc. O să-l tai uscat, fain. O să punem niște grill pe el. Niște miciano, mă omule. Niște miciano cu jamjeriamu. Iar, ca să vă faceți o idee, diferența este asta. De un metru. Un metru și puțin. Așa, ceva de genul ăsta vrem să împingem și noi vegetația. Ca să pot să intru și aici, eventual o ușă, habar nu am. Nu mai avem toate locurile de aruncat compostul. Sunt închise. Nu avem unde să mai aruncăm compostul. Tot ce am scos, am aruncat în compostul nostru. Așa. Jamilor. Nu știu dacă ați făcut și voi așa, noi aveam un parc în fața blocului și parcul ăla era înconjurat de blocuri. Și dacă îți venea să faci pipi, când jucam toată vara fotbal, nu puteai să te piși în mijlocul parcului, știi? Și te așezai așa, știi? Te așezai așa, pe iarbă, ca și când te odihneai, da, erau mai mulți. Nu nimeni. Bun, dacă ce nu vrei tu să spui acum, cred că nu făcea nimeni. Și stăteam așa și făceam pipi din poziția asta. Nu vreau să intru prea mult în detalii, dar asta era tehnica. Tehnica la fotbal de pipilică. Neavând tuficiuri, neavând nimic în jur, căldura aia toridă din august, liniștea în care s-auzeau numai păsările și echipa de fotbal în mijlocul parcului, echipa de fotbal. Dădeam acolo cu polma, rupe tati, stai tu sau stau eu, fără portar. Mai știți? Fără portar? V-ați jucat fără portar? Ultimul apără, ceva de genul. Și cu sticle de 2 litri de pe la parter, care stătea pe la parter și părinții dădeau sticle de 2 litri de pe geam. Dacă ștergeai sticla, îți luai capace. Băgam bla 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 și s-a terminat bateria. Ce a pus? I suggest you do the same.